După ce au așteptat ore în șir, oamenii nu au mai putut să își achite taxele din cauza unui panou de siguranță care a luat foc. Curentul a fost oprit și astfel activitatea cu publicul a fost suspendată. Oamenii spun că au stat la cozi interminabile pentru a-și achita dările. La 2 plecem, la 3. Deci erați stat 3 ore, da, și 3 astăzi? Și astăzi stăt la 1 oră. Ce erați stat 3 ore din cauza? 3 ore, ne-am mutat din partea de la patrimoniu, nu am mers în chemunică aici. Până la ora 32 am plecat. Am plecut o jumătate de zi, să le dăm pace. Netul a stat doar astăzi la coada? Nu. Am vrut să mă duc în normal. Pare că nu este bine organizat? Ar trebui să facă o schimbare? Nu știu. Vi se pare normal să așteptați atât? Nu mi se pare normal, dar mai e și altceva, acolo nu mai nimeni la coada. Unii oameni spun că ar trebui ca cei care lucrează la taxe și impozite să se reorganizeze. Da, am fost astăzi. Din câte știm, ieri le-a picat internetul. Nu știu ce a fost ieri, dar problema e că am pusat foarte mult. Tăi, tu te mai întâi să scazi nu știu unde, după aia scază nu știu ce. Ar trebui să facă ghișeu doar pentru caserie și ghișeu pentru radier și pentru alte acte, pentru acte efectiv. Câte ore ați stat? Am stat peste o oră. Directorul instituției a spus că problema a fost remediată, iar relația cu publicul a revenit la normal. Fometescu a mai spus și că s-au deschis mai multe caserii unde oamenii pot achita pentru a evita cozile. Ieri, în jurul prânzului, am avut o problemă cu panoul electric și ca să poată cei de la partea de electricitate să intervină, a trebuit să oprim tot curentul în instituție. Și, bineînțeles, partea de relaționare cu publicul. Problema a fost rezolvată, doar, din păcate, oamenii care au venit ieri au fost un pic nemulțumiți că a trebuit să revină astăzi. Acum, cu această ocazie, vreau să le reamintesc cetățenilor că am redeschis și caseria de la abator, de pe strada Victoriei, numărul 196 parter. Avem caseria de la primărie deschisă pentru plata impozitelor și taxelor, caseria de pe Aicuza. Aici, după cum vedeți, toată zona de caserie, toți inspectorii sunt la servici. În primele 3 luni nimeni nu și-a concedii, toată lumea este la treabă. Le reamintim cetățenilor că au varianta de plată online, ca să nu mai vină să aștepte, pe ghișeu.ro. Deși s-a înregistrat o creștere a plății online, oamenii încă folosesc plata fizică în număr mare și astfel se creează cozi.